Salutare, frate, mă este Blanc și bine v-am găsit la un nou episod din seria asta de GTA 5 online. Ca să vă întreba de ce fac acum facecam, pentru că acum câteva zile mi-a schimbat și eu în sfârșit camera web. Ca să vă arăt dovada, uitați aici, asta e vechea mea cameră. Asta e vechea mea cameră, da. Și ca să știți, am o cameră de la Trust. O să vă las link unde scrie unde puteți să vă las și voi. Și am primit un cadou, adică un trepied, găsiți lângă această cameră web. Așa. În fine. Ideea este că m-am gândit să pun camera web în trepied și să o pun ori pe birou. Așa. Deci, ca să știți, aveți link în descriere unde puteți pune și voi o asemenea cameră, pentru că e forță. Am fost sincer. Și astăzi vom face niște misiuni de la casino, că am intrat random. Anyone for a little champagne? Ala, cred că vrea să ne servească cu o șampanie. Vai, ce amabil e. Sau opa. Eu nu prea am mașină. Stați să-mi... Mecanic, să-mi iau mașina mai bine. Să vedem, nu știu ce misiunea asta, dar... Sorry, boss. Nu cred că ne trebuie acum mașina. Dar de ce stă? Ce că vă luăm vain sunt. Dă-mi și picioarele. Mă picioarele de nu se mișcă ăsta. Ha, mă, mișcă-te! Aoleu! Bă, fraților, mă enervează. Nu vrea să meargă, n-ai ce să-i faci. Să așteptăm. Bă, eu mă aștept. Dacă nu vreți să-i miște, noi așteptăm ce să facem. Ce să facem. Așa. A, mă, se mișcă astăzi că mă enervează. Uitați-vă și voi, noi îi împingem și asta nu reacționează. Uite, observați și voi. Practic, asta e un fail total al misiunii. Ce căcat. Mă rog. Nu știu ce să-i facem, dar... Cred că asta trebuie să-i facă ceva, nu eu. Asta e misiunea lui, nu a mea. Că eu am intrat random. Așa, trebuie să îmi dau telefonul să-l închid de tot, că nu știu ce mesaje mai primesc, că să mă lăsați, n-ai mă pace că filmez. Deci, uite-ți vezi, uite că nu se mișcă. În fonul ăsta chiar nu se mișcă. Băi, ce nebun. Da, n-avem voie să uităm la staff. Aha, e clar, nu se mișcă, bă. Asta nici nu prea vrea să se miște, asta vrea să stea, să stăm aici. În loc să faci misiuni. Bă, te miștea sau ce faci? Băi, pare rău. Bă! Hai să-i faci. Bă, matahală de om și nu se mișcă, bă. Bă, ăsta e un bug, mă. Ce... Oameni buni, am revenit. Că știți bine că am dat fail la misiune. Practic nici nu s-a făcut misiunea, că a fost un fail când s-a mișcat balega. Așa. Acum am revenit cu o nouă misiune. Că astăzi facem noi heist-uri.
mai misiuni din astea simple. Asta e, n-am ce să fac, că alte heist-uri nu prea mai găsesc. Cam le-am trenat pe cele de la facilitate. Haide, acum trebuie să mergem la punctele astea roșii, că le-am băgat pe hard. Sper că pe hard să ne dea ceva, că și cam am zis pe hard, că se știgă foarte mult. Îi fac misiune cu amator, ce să zici. Ia mă, hai să mergem. Ia mă, hai să mergem peste ăsta la casa. Că-i dau cu rachete de nici nu se mai trezește bine la noapte. Se mai trezește bine dimineața. Mai bine așa. Ha, bă, te miști sau? Așa, hai da. Da, mă, de aici. Așa. Nu stau cum mă bag cu toți ratații la urmă. Și avem vreo 6 minute să-i distrugem pe toți. Sper că ăștia să facă și ei ceva. Bă, eu mă duc după ăsta. Ăsta pleacă ușor. Asta e. Începătorii câștigă bani pe seama mea. Că le fac heist-uri. Practic misiuni, că astea... Ăștia care se joacă mai devreme... Ăștia, cred că ăștia sunt heist-uri. Da, e adevărat. Sunt niște simple misiuni care câștigi cam puțin bani. Ca să fiu sincer. Mori! Așa, unul mort. Acum trebuie să mergem după mașina aia. Da, facem. Așa nu se chine să ucid, să facă nimic, mă las pe mine să fac munca grea. N-ai ce să le faci. Și mă obosesc să le mai scriu. Asta e ce să le faci. Abia am urășit pe unul, bă. Oricum am urât o grămadă, deci... prea contează, asta e. Asta e? Fa. Ia, gata, mă, cu misiunile. Mergăm și noi ceva serios acum. Uitați. Am puțin câștigi din aceste misiuni. Asta e. Vreo 11.000. Asta e ce să faci. Bun, am revenit. Am dat o armă din greșeală. Păi ăștia încearcă să fure mașini. Păi, țăranilor. Sper să nu mi-s cu copriselul cafe, că îi mănânc. Mă duc eu și fac misiunea. Ca asta de la poliție cea mai ușoară, cineva. E greu dacă ești... Dacă ai level 27 sau 34. Asta e. Bine. Ia, hai. Hai jos, că imediat intrăm în forță.
uite mă, cu balonai pe scări, la băieții amari. Eram pe la spate. Sunt pregătit, băieți? Suntem pregătiți? Ia, mă, vin și luați-o. Bă, frate, ce ne-a băut? Am trans cam vreo asta. Acum, ia, hai. Mergem, mergem în forță. Vei, nu, mă, dacă ești veche, veniți, mă. Asta nu se mișcă. Mergem și eu. Ia, hai să deschidem. Noi trebuie să mai practic, trebuie să mergem să omorăm un pușcăiaș. Cred că... Te-ai îngura, Alexandria, ce ești. Așa. Da, mă, mori, buniți-mă odată, slugilor ce stăți. Mă, să mai am viață, stai să mă picule, să mă picule undeva, să-mi se regenereze viața. Bă, abia au ajuns și ăștia, bă! Bă, frate! Și că lift de arena, bă, frate! Și ăștia abia au ajuns. Iau la fugă. De-abia sunt îmbrăcat criminal. Sunt cam criminal îmbrăcat. Așa. Set de urgență. Nu trebuie să ne batem polițiști, noi trebuie să scăpăm de ei. Așa, hai să ne pierdem polițiști. Așa, bă... Practic toate misiunile astea pe care le fac acum sunt ușoare, ce naiba. Facilitate. Noi trebuie să scăpăm de polițiști ăștia corupți. Corupți la minte. Ăștia de joc din viața reală. Hai mă, scăpăm de ei, ce naiba? Da, știu că am o grămadă de bani, dar m-am gândit să fac, mai fac și eu niște misiuni de astea și să mai îmi dublez suma. Practic s-o triplez, dar chiar dacă nu se câștigă așa foarte mult, dar în fine. Bă, frate, ăștia mai mor mult. Bă, acum dacă murim, dacă mor amândoi, va fi nevoie să... Vom fi nevoiți să dăm misiunea de la capăt. Ce mă gândim, mă enervează. Așa, eu am scăpat de poliție, o să facem un salt cu parașuta, pentru că așa vreau eu. Foarte sus, o altitudine foarte mare, foarte înaltă, așa.
fi nevoie să sări. Ia, hai, gata. Sariți. Gata. Mergem cu parașuta. Bă, ce mi-am dorit din când eram mic. Mă și încurcă cu minte, să-mi ba picioarele, De când eram mic, vreau să sar cu parașuta și o să împlinesc și eu visul ăsta, să sar și odată cu parașuta, odată și odată. Să văd cum e. Asta e. Oh, nu vreau să aterizăm, nu. Mi-e place așa mult să mă plimb cu parașuta. Da, mă. Grenezi nu avem mai să aruncăm de pe parașuta, asta e. Ia să vedem unde sunt ceilalți. Ăștia cred că încearcă să mai scape, să scape de polițiști, dar nu cred că reușesc. Stai, trebuie să-i ajutăm. Dacă nu a scăpat din timp. Bă, da, e bine să zbor cu parașuta. Dacă simți că zbori în aer liber, direct. Asta e? Ce să faci? Ia mă să aterizăm. Ha, înapoi la poliție. Asta e poliție. Asta e? E bine că mă mai ia poliția din nou. Mai folos pe elicopterul. Mai bine așa. Bă, da, frate, toți au murit pe bune. Scap ușor, că am fără și un elicopter din nou. Dar nu știam că dacă mă mai strecor încă o dată în sediul polițiștilor. Da, ce să fac? Cu parașuta. Bă, îmi place foarte mult să stau cu parașuta. Ia, unde aterizează, mă? Hai că am distrus. Bă, ca și mor. Asta e. Bă, mă, dar place mult, bă. Bă, mai mult câștigi pe normal decât pe... Bă, fraților, am revenit. Ia, mi-am aruncat arma din greșeală. Se mai întâmplă. Bă, ăsta e al meu, pleacă de aici. Așa. Noi acum m-am mutat de pe astea la Simon, pentru că au ieșit tot și mi s-a întâmplat un bug. Nu mergea o misiune și ar fi trebuit să ieșim cu toții. Ar fi fost bine să ieșim cu toții din acea misiune, ca să fiu sincer.
trebuie să mergem ori, nu știu unde să mergem, asta e problema. Azi zice că fart, dar adică să mergem în mașină, în mașină, ok. Nu mai trebuie, hai. Asta-i? Bă, dacă vrei să mori, mori, ce n-ai? Asta e! A, gata. Bă, mai mult? Mai mult, doi trebuie să se ducă acum. Să ia, să ia mașini de, mașini de pompieri. Și să meargă, și să meargă, știți unde? Vă arăt unde. Să mergem fix aici. Dar acum o să mergem. Cred că acolo. Așa mi se pare. Și eu cred că mă duc și eu aștept direct unde, unde am pus waypoint. Așa. Bine. Bine, ia! Aici îl așteptăm. Aici aștept pe ăștia să se ducă să ia mașinile. Și că auto arena. What? Ce naiba? Bine, mi s-a pui niciodată de chestia asta, ești nebun? Aaaa, presorul meu! Cred că asta va fi ultima misiune, ca să fiu sincer, că nu prea... Mai am, nu cred că mai am timp să mai stau, că trebuie să plec. What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. It's coming at you. Dacă terorizăm oamenii. Opa, doi milițieni. Mă, mă, ieșiți. La joc. Urcăm și plecăm. Da, mă, se au luat alea. Bă, acum am aflat că n-ai voie să mergi cu astea. Acolo unde am murit eu, acolo are loc o luptă, ca să știți. Și ăsta care are mașina de pompieri, că mă duc cu el acum. El trebuie să stingă incendiu. Și vreau să facă toată treaba. Am asta săturat, eu o să mă ocup de partea aia cea mai grea. Gândiți-vă un pic. Ia mă, hai, mișcă până nu trag. Hai da. Cum mai ar fi fost bine. Bă, ia-o pe partea asta, ce naiba? A, ce trebuie să stingem incendiu aici. Și pe aici trebuie să fie niște... niște oameni care ne capați. Ia uite mă! Cum m-am putut de voie așa? S-a-mi bat picioarele ca... am distrus vehiculele ca prostul, bă! Doar stai, frate! Bă, n-am vrut nicio secundă să distrug astea! Bă, bă... Doamne, a fost un fail total! Bă, fraților, cred că închidem aici pentru că trebuie să plec neapărat. Dacă v-a plăcut că am, am distrus mașinile alea care topitor, că apăsați butonul ăla și ne revedem data viitoare, pa, pa!